Deținuții din penitenciarul Giurgiu s-au alăturat valului de protestatari din țară și protestează. 8 deținuți au refuzat miercuri hrana, iar marți seară toate persoanele private de libertate din unitate s-au manifestat zgomotos, bătând cu diverse obiecte în grilajele de la camere. La Giurgiu însă protestele nu le-au creat probleme angajaților unității de detenție. În acest moment la penitenciarul Giurgiu programul se desfășoară în condiții normale. Anterior, într-adevăr, au fost scurte episoade în care au existat mici derapaje de la programul normal. Pe fondul materialelor difuzate la unele posturi de televiziune, într-adevăr, la nivelul penitenciarului Giurgiu au existat mai mulți deținuți care s-au manifestat zgomotos, invocând această stare de nemulțumire referitor la condițiile de detenție. Însă ce vreau să vă precizez este că aceștia nu indică în mod concret condițiile de detenție la care fac referire privind îmbunătățirea lor. Potrivit purtătorului de cuvânt al penitenciarului Giurgiu, în cazul în care faptele deținuților încalcă normele de conduită pe parcursul perioadei de detenție, se vor face cercetări, iar în cazul acelor persoane se vor lua măsuri. Astăzi, o singură persoană din penitenciarul Giurgiu a refuzat mâncarea, însă din motive personale. Valul protestelor a început acum 2 zile la penitenciarul de la Iași. Deținuții au rupt plasele de sârmă de la ferestrele celulelor, au dat foc saltelelor și au reușit să iasă pe acoperiș. 500 de condamnați de acolo sunt în greva foamei. Conducerea penitenciarului a cerut ajutorul trupelor speciale de la jandarmerie ca să țină deținuții la respect.